Cea mai grea provocare și cea mai grea misiune să dorm cu fodor în pat. Sforăie? Dă din picioare. Dă din picioare, bă, că nu mai țin. Dădeam și gemeam. Era foarte cald, n-am avut niște condiții nemaipomenite de... Păi ce mă, suntem frații Ristei? De somn, da, n-am avut noroc cu fraților Ristei. Și ne-am chinuit o foarte lungă perioadă de timp. Și somnul era foarte agitat, atât al meu cât și al lui Sorin. Și dormeam în același pat și da, Sorin îmi spunea că seara mai sfoream, că mai gemeam și că dădeam din picioare. La început echipele erau așa, Spic cu Ștefania, care erau frați cu Velea și cu Mario, pentru că na, Spic cu Velea au un istoric. După aia, prin alianță, ei erau Gașcă și cu Blondele, pentru că acum am văzut că s-a dat pe post că Blondele jucaseră într-un clip la Antonia cu o săptămână înainte. Tot împreună erau și cu Ada și cu Cătălin, pentru că erau din această industrie muzicală. Se așa. Știau. Eu mă știam cu Lia și cu Maria, puțin. Mă știam cu toți. Eu mă știam cu Fodor. Și cam atât. Am avut cu nimeni nimic. Cu nimeni nimic. Chiar am zis la când am ieșit din competiția asta, am zis: "Bă, sunt mulțumit că noi am avut un joc frumos. Noi am jucat frumos, noi n-am bârfit pe nimeni, noi n-am avut cu nimeni nimic, nimeni nu ne-a supărat în vreun fel." Totuși ne-am luat în piept cu Velea, cu Mario, are 22 nu-i de ani. Nu mai sufăr. Știi? Nu-i mai sufăr. Dacă ai observat, dacă ai nici văzut episodul ăla... Nici pe Velea cu Mario, nici pe Ristei, lângă... cu Frasu, cu Dan. Băi, treceau pe lângă noi, ziceai că stăm noi pe loc. Ne făceau frezele. N-ai văzut așa ceva? Ne schimba freza pe partea alaltă când treceau pe lângă noi. Nu-i mai sufăr. N-au cum să alerge așa. Păi ai văzut pe ăla, pe Speedy Gonzales ăla, sau era un cup în desene animate de făcea ala pa 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 de ziu, și fugea, exact așa erau. Și la Amuletă la fel, am fost de tot râsul. Cât ai, da, mă? Da. Bă, da, nu-i fumezi? Ah, e ok. Fumezi? Nu. Te-am pupat. Bei? Alcool, bei? Hai că am mai băut cât o bere, așa. Ce mai bea și el odată la pe lună o bere. Ai avut și tu 5 ani să bei 320 de zile pe an? Da, bine. Atunci, de tot. Dar să bei bine, 320 de zile pe an. Din da, 265. Ce vrei să mai... Și mai tineri au și altă viață. Și plus de Dan merge foarte mult pe munte. Așa am înțeles, că mergi pe munte și... Adică eu, vezi? Ristei merge la sală, stă micul.